Salut, sunt Radu Restivan, urmăriți 3-2-1 Sport Review, singurul serial din România în care facem review ai pantofilor de sport. Scopul acestui serial este să vă ajut pe voi să vă alegeți cei mai buni pantofi atunci când faceți sport. În episodul de astăzi, filmat la lacul Sfânta Ana, unde, apropo, în 2016 se va desfășura din nou Tuzlanul Maraton, o competiție la care vă recomand să mergeți. Vorbim despre Saucony Triumph ISO, un pantof în care am alergat 150 de km până acum, o să vi-l arăt și un pic mai de aproape. Scuzați că e murdar, dar așa folosesc eu pantofii, așa îi testez, alergând foarte mult în ei, aproape 150 de km în ei până acum. Haideți să vă spun câteva lucruri despre acest pantof, foarte pe scurt, ca să vedeți dacă îl cumpărați sau nu. Saucony Triumph ISO este un pantof neutru, adică se recomandă atât pentru distanțe lungi cât și pentru alergări puțin mai rapide. Ce am descoperit la el și mi-a plăcut foarte mult este talpa cu tehnologia Power Grid Plus, care spune că oferă 20% mai multă amortizare decât în cazul modelului anterior, adică Triumph 11, căci ISO este Triumph 12, cum ar veni, oferă 20% mai multă amortizare. N-am de unde să știu, pentru că n-am folosit modelul anterior, însă vă pot spune că acest pantof este foarte, foarte confortabil la alergările lungi. Cum am alergat eu în el până acum? Am alergat atât distanțe lungi, de peste 20 de kilometri, cât și o singura cursă până acum, un semi-maraton făcut la întâmplare, în care am tras foarte tare și totuși am simțit că amortizarea, care este foarte bună, este un pic cam mare pentru momentele în care vrem să obținem și viteză. Așadar, este recomandat că pentru cursele de lungă distanță, pentru antrenamente lungi, și eu îl văd ca pe un pantof foarte bun de maraton sau de ultramaraton pe șosea, nu pe teren accidentat. Alt lucru care mi-a plăcut foarte mult la el este sistemul ISOFIT. Practic, pantoful asigură o prindere foarte bună a piciorului și mie îmi dă senzația că îl pot folosi chiar și fără ciorap, atât de bună este această zonă interioară atunci când prinde piciorul. I-aș spune că are un sock feel în engleză, care este foarte, foarte bun. Prețul de vânzare este undeva la 650 de lei. Eu i-am cumpărat de Black Friday de la Sport Guru cu în jur de 500 de lei, nu mai țin minte exact. A fost o promoție, însă prețul este destul de piperat. Însă este un pantof care este recomandat la cursele foarte lungi. Și dacă vă gândiți să participați la o cursă precum Tuzlanul Maraton, care are loc chiar aici este finish-ul, nu un lac, și nu un lacul înghețat, că e vara, e cald. Un pic mai în stânga mea este finish-ul de la Tuzlanul Maraton, o competiție de șosea de 21 de kilometri. Acesta este un pantof ideal. Ce aș mai vrea să specific este prezintă 8 mm heel to toe drop, adică diferența, pentru cei care nu cunosc foarte bine aceste concepte, este de 8 mm între zona asta și zona aceasta, ceea ce asigură un balans foarte bun în timpul alergării și o împărțire foarte bună a energiei pe durata alergării. Un lucru care nu mi-a plăcut la acest pantof este faptul că, deși piciorul se simte foarte, foarte strâns, ca o șosetă la începutul alergării, după aproximativ 15-20 de kilometri, tinde să se desfacă un pic și piciorul să joace înăuntru. Asta e un sentiment pe care l-am încercat și care nu mi-a plăcut în mod deosebit. Mie îmi place ca pantoful să stea destul de fix și nu înțeleg neapărat de ce apare această problemă. Însă, dacă strângeți un pic și returile, este perfect după o alergare mai lungă. Un alt lucru care mi-a plăcut foarte mult, în cei aproape 150 de km alergați, și returile acestea, standard, nu este nimic special la ele, nu s-au desfăcut nici măcar o dată, ceea ce este un lucru foarte rar întâlnit la multe perechi de pantofi, căci știți și voi că multe perechi de pantofi tind să se deschidă și este foarte, foarte, foarte enervant să ți se deschidă și returile în timp ce alergi și la o cursă de 40 de kilometri să trebuiască să te apleci, să lei și returile. Știți foarte bine cât de enervant este. Ăsta cred că este singurul pantof la care nu mi s-au desfăcut nici măcar odată și returile. Așadar, Saucony Triumph ISO, eu i-am luat de la Sport Guru, sunt foarte mulțumit de ei, bun pentru antrenamente, bun pentru curse lungi, nu neapărat cei mai buni dacă vreți să obțineți un personal best, dar cu siguranță merită să vă antrenați și să puneți mulți, mulți kilometri în acești pantofi. Radu Restivan, 3-2-1 Sport Review, vă mulțumesc, am transmis de la lacul Sfânta Ana, unde la anul se întâmplă Tuzlanul Maraton. Și cam așa se vede.